Capitolul 7. Urmașii lui Isahar. Fiii lui Isahar. Tola, Pua, Iașub și Shimron. 4. Fiii lui Tola. Uzi, Refaia, Ieriel, Yahmai, Ibsam și Samuel, căpeteniile caselor părinților lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor. Pe vremea lui David, numărul lor era de 22.600 fiul lui Uzi, Izrahia, fiul lui Izrahia, Micael, Obadia, Ioel, Ișia, de toți cinci căpetenii. Aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinților lor, treizeci și șase de mii de oameni, ostași înarmați pentru război, căci aveau multe neveste și fii. Frații lor, după toate familiile lui Isahar, oameni vitej, erau de toți 87 de mii, scriși în spițele de neam urmașii lui Beniamin, fiii lui Beniamin, Bela, Bechier și Iediael, 3. fiii lui Bela, Ețbon, Uzi, Uziel, Ierimot și Iri, cinci căpetenii ai caselor părinților lor, oamenii viteji și scriși în spițele de neam în număr de 22.034. Fiii lui Becher, Zemira, Ioas, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot și Alamet. Toți aceștia erau fii ai lui Becher și scriși în spițele de neam, după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji în număr de 20.200. Fiul lui Ediael, Bilhan, fiii lui Bilhan, Euș, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis și Abishahar. Toți aceștia erau fi ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinților lor, oamenii viteji, în număr de 17.200, în stare să poarte armele și să meargă la război. Șupim și Hupim, fiii lui Ir, Hușim, fiul lui Aher, urmașii lui Neftali, fiii lui Neftali, Iahțiel, Guni, Iețer și Shalum, fiii Bilhei. Urmașii lui Manase, fiii lui Manase, Asriel, pe care l-a născut țiitoarea sa siriacă, ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad. Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și Shupim. Numele sorei lui era Maaca. Numele celui de-al doilea fiu era Țelofhad. Și Țelofhad a avut fete. Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu și a pus numele Pereș. Numele fratelui său era Șereș și fiii săi erau Ulam și Rechem. Fiul lui Ulam, Bedan. Aceștia sunt fiii lui Galad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. Sorusa, Hamolechet, a născut pe Ishod, pe Abiezer și pe Mahla. Fiii lui Shemida erau Ahian, Sihem, Liki și Aniam. Urmașii lui Efraim, fiii lui Efraim, Shutelah, Bered fiul său, Tahat fiul său, Eleada fiul său, Tahat fiul său, Zabad fiul său, Shutelah fiul său, Ezer și Elead. Oamenii din Gat, născuți în țară, i-au omorât, pentru că se pogorâseră să le ia turmele. Efraim, tatăl lor, s-a jălit multă vreme și frații săi au venit să-l mângâie. Apoi a intrat la nevastă sa și ea a zămisrit și a născut un fiu. El i-a pus numele Beria, în nenorocire, pentru că nenorocirea era în casă. A avut ca fică pe Sheera, care a zidit bet Horonul de jos și bet Horonul de sus, și pe Uzen Sheera. Refah, fiul său, și Reșef, Telah, fiul său, Tahan, fiul său, Laedan, fiul său, Amihud, fiul său, Elishama, fiul său, Nun, fiul său, Iosua, fiul său. Ei aveau în stăpânire și ca locuință Betelul cu satele lui. L-a răsărit Naaran, l-a apus Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei. Fiii lui Manase stăpâneau Betșeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Megidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăți au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel. Urmașii lui Asher Fiii lui Asher, Imna, Ijva, Ijvi și Beria și Serah, sora lor. Fiii lui Beria, Eber și Malchiel, Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Și Eber a născut pe Iaflet, pe Șomer și pe Hotam, și pe sora lor Shua. Fiii lui Iaflet, Pasac, Bimhal și Ajvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. Fiii lui Shamer, Ahi, Rohega, Huba și Aram. Fiii lui Helem, fratele său, Tsofah, Imna, Șeleș și Amal. Fiii lui Tsofah, Suach, Harnefer, Shual, Beri, Imra, Bezer, Hod, Shama, Shilsha, Itran și Beera. Fiii lui Yeter, Yefune, Pispa și Ara. Fiii lui Ula, Arach, Haniel și Riția. Toți aceștia erau fiii lui Asher, căpeteniile caselor părinților lor, oameni aleși și viteji, căpeteniile domnilor, scriși în număr de 26.000 de oameni, în stare să poarte armele și să meargă la război. Capitolul 8. Urmașii lui Beniamin Beniamin a născut pe Bela, întâiul lui născut, pe Ashbel al doilea, Ahrah al treilea, Noha al patrulea și Rafa al cincilea. Fiii lui Bela au fost Adar, Ghera, Abihud, Abishua, Naaman, Ahoah, Ghera, Șefufan și Huram. Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie între locuitorii din Gheba și care i-au strămutat la Manahat. Naaman, Ahia și Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza și pe Ahihud. Shaharaim a avut copii în țara Moabului după ce a îndepărtat pe nevestele sale, Hushim și Baara. Cu nevastă sa Hodeș a avut pe Iobab, Tibia, Meşa, Malcam, Euț, Shokia și Mirma. Aceștia sunt fiii săi capii de familie. Cu Hushim a avut pe Abitub și Elpaal. Fiii lui Elpaal, Eber, Mișam și Shemer, care a zidit Ono, Lod și satele lui. Beria și Shema, care erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat. Ahio, Shashak, Ieremot, Zebadia, Arad, Eder, Micael, Ișfa și Ioha erau fiii lui Beria. Zebadia, Meșulam, Hizchi, Eber, Ishmerai, Izlia și Iobab erau fiii lui El-Paal. Yakim, Zikri, Zabdi, Elienai, Ziltai, Eliel, Adaya, Beraia și Shimrat erau fiii lui Shimei. Ishpan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hanania, Elam, Antotia, Ifdeia și Penuel erau fiii lui Shashak. Shamsherai, Sheharia, Atalia, Yaaresia, Elia și Zikri erau fiii lui Ieroham. Aceștia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim. Spița neamului lui Saul Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon și numele nevestei lui era Maaca. Abdon era fiul său întâi născut, apoi Tsur, Chis, Baal, Nadab, Gedor, Ahio și Zecher. Miclot a născut pe Shimea și ei locuiau tot la Ierusalim lângă frații lor împreună cu frații lor. Ner a născut pe Chis, Chis a născut pe Saul, Saul a născut pe Ionatan, pe Malchișua, pe Abinadab și pe Eșbaal. Fiul lui Ionatan, Merib Baal. Merib Baal a născut pe Mica. Fiul lui Mica, Piton, Melec, Taerea și Ahaz. Ahaz a născut pe Jehoada. Jehoada a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri. Zimri a născut pe Moța. Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa. Eleasa a fost fiul acestuia. Ațel a fost fiul acestuia. Ațel a avut șase fii, ale căror nume iată-le. Azricam, Bocru, Ismael, Shearia, Obadia și Hanan. Toți aceștia erau fiii lui Ațel. Fii fratelui său Eșec, Ulam, întâiul lui născut, Ieus al doilea și Elifelet, al treilea. Fiii lui Ulam au fost oameni viteji care trăgeau cu arcul și au avut mulți fii și nepoți, 150. Toți aceștia sunt fiii lui Beniamin. Capitolul 9. Locuitorii Ierusalimului după întoarcerea din robie. Tot Israelul este scris în spițele de neam și trecut în cartea împăraților lui Israel și Iuda a fost luat rob în Babilon din pricina fără de legilor lui. Cei din tâi locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetățile lor, erau israeliții, preoții, leviții și netiniții. La Ierusalim locuiau fide ai lui Iuda, fide ai lui Beniamin și fide ai lui Efraim și Manase. Fide ai lui Pereț, fiul lui Iuda, Utai fiului Amihud, fiului Omri, fiului Imri, fiului Banii. Dintre șiloniți, Asaia, întâiul născut și fiii săi. Fide ai lui Zerah, Euel și frații săi, 690. sute Fide ai lui Beniamin, Salu fiului Meșulam, fiului Hodavia, fiului Asenua. Ibnea fiului Ieroham, Ela fiului Uzi, fiului Mikri. Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia. Și frații lor, după neamurile lor, 956. Toți oamenii aceștia erau capi de familie în casele părinților lor. Preoții. Din preoți, Edaeia, Jehoiarib, Iachin. Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui fiului fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele casei lui Dumnezeu. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia. Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Yahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meshilemit, fiul lui Imer și fraților, căpetenii ale caselor părinților lor, 1760, oameni viteji puși în slujba casei lui Dumnezeu. Leviții și slujbele Sfântului Locaș Din Leviți. Shemaia, fiul lui Hashub, fiul lui Azricam, fiul lui Hashabia, din fiului Merari. Bacbacar, Hereș, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul Asaf. Obadia, fiul lui Shemaia, fiul lui Galal, fiul lui Jedutun. Berechia, fiul Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiților. Și ușierii, Shalum, Acub, Talmon, Ahiman și frații lor. Shalum era căpetenia lor și până în ziua de azi el este la ușa împăratului la răsărit. Aceștia sunt ușierii taberei fiilor lui Levi. Shalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core și frații săi din casa tatălui său, coreiții, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului. Părinții lor păziseră intrarea în tabăra Domnului și Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor și Domnul era cu el. Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea cortului întâlnirii. De toți erau 212, aleși ca ușieri ai pragurilor și scriși în spițele de neam după satele lor. David și văzătorul Samuel îi puseseră în slujba lor. Ei și copiii lor păzeau ușile casei Domnului, adică ale casei cortului. Erau ușieri în cele patru vânturi, la răsărit, la apus, la miază noapte și la miază zi. Frații lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei șapte zile. Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, acești leviți, erau totdeauna în slujbă și mai aveau privegherea asupra odăilor și visteriilor casei lui Dumnezeu petreceau noaptea în jurul casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau și pe care trebuiau să o deschidă în fiecare dimineață. Unii din leviți aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare și le numărau și la ieșire. Alții îngrijau de unelte, de toate uneltele sfântului locaș și de floarea făinii, de vin, de unt de lemn, de tămâie și de miresme. Fide ai preoților pregăteau tămâia mirositoare. Matitia, unul din leviți, întâiul născut al lui Shalum, coreitul, avea grijă de turtele coapte în tigaie. Și unii din frații lor, dintre chehatiți, erau însărcinați să pregătească pentru fiecare sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Aceștia sunt cântăreții, capii de familie ai leviților, care locuiau în odăi, scutiți de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte. Aceștia sunt capii de familie ai leviților, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim. Locuitorii din Gabaon și casa lui Saul Tatăl lui Gabaon, ei el, locuia la Gabaon și numele nevestei lui era Maaca. Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi țur, Chis, Baal, Ner, Nadab, Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot. Miclot a născut pe Shimeam, și ei locuiau tot la Ierusalim lângă frații lor cu frații lor. Ner a născut pe Chis, Chis a născut pe Saul, Saul a născut pe Ionatan, pe Malchișua, pe Abinadab și pe Eșbaal. Fiul lui Ionatan, Merib Baal, Merib Baal a născut pe Mica, fiul lui Mica, Piton, Melec și Tahrea. Ahaz a născut pe Iaera, Iaera a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri. Zimri a născut pe Moța. Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia. Eleasa a fost fiul acestuia. Ațel a fost fiul acestuia. Ațel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Shearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Ațel.